Bună seara, doamnelor și domnilor! De fiecare dată când auzim la știri despre vizitele oficialelor moldoveni la Moscova sau în Uniunea Europeană sau mai nou a celor de la Tiraspol la Chișinău, se așteaptă să auzim și despre unele rezultate palpabile pentru cetățeni în special și pentru cei din zona de securitate. Cetățenii însă continuă să-și trăiască realitatea indiferent de rezultatele acestor vizite. Vă propun să aflați ce cred cetățenii despre impactul acestor vizite asupra vieții lor. Niciun rezultat n-a zis. De ce credeți? Fiindcă singură conducerea noastră, noi fermă și vă vor să fac. Atât. Și nici o încredere în tranșă. Nu cred că o să dea rezultat. De ce? Pentru că mai mult se înșinează convorbiri decât se fac atare convorbiri. Pentru liniștea publicului, pentru liniștea oamenilor dintr-o parte și din alta. Să se gândească, ia că las, că noi facem, ia că noi ne întâlnim, noi, dar nu o să facem nimic, așa nu o să facă de grabă nimic. Pentru că Rusia nu e interesată până și să facă nimic cu teritoria aceea. Eu ține până când ea vii convenabil să fac ceva cu dânsa. Păi dacă ar să fie așa întotdeauna noștri la ei, ei la noi și tot împreună, ori rezolva ei ceva, dar nu cred, pentru că aici este implicat o țară foarte puternică, asta este Rusia. Și eu nu cred că ceva se mai rezolve. Rusia are pe teritoriul nostru, Moldova, acolo, deci la partea nistreană, foarte multă, foarte mult armament. Și nu mai cred eu să mai rezolve, absolut, nu cred. Eu mă gândesc tot o să aducă rezultate, fiindcă cum n-ar fi, dar părțile s-au mai apropiat. Și trebuie să aducă rezultate. Am încredere că ar să aducă. Sperăm la bine. Credem că vor fi rezultate bune. Eu cred că nu vor da niciun rezultat. De ce? Fiindcă au trecut atâția ani și nu s-a rezolvat nimic, sunt vorbe goale. Dar nu se vede nimic. Se întâlnesc, vorbesc așa, spun așa, spun așa, dar roata stă pe loc. Așa e chestia. Șefciuc a fost, s-a întâlnit cu domnul Filat, a discutat, dar oficial asta, drept, că să știm concret ce au vorbit, cum și am semnat ce, am semnat ce, dar într-o măsură în care nu se vede nimic. Nu vom reflecta astăzi vizitele oficialelor de la Chișinău, Moscova sau Tiraspol. Buletinele de știri sunt și așa doldora de imagini protocolare cu flash-uri ale camerelor foto din săli frumoase, cu covoare aranjate și așa mai departe. Vrem în această seară să încercăm să aflăm, dincolo de imaginile protocolare, ce probleme au în realitate localitățile amplasate în zona de securitate, ce ar însemna acele taxe pe care le impune din nou Tiraspolul pentru mărfurile moldovenești și ce poate garanta la această etapă statul Republica Moldova cetățenilor săi. Împreună cu invitații emisiunii din această seară, Alexandru Cimbriciuc, deputat PLDM, vicepreședintele Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, magistru în drept, autorul publicației Eroii Soroceni în lupta de pe Nistru. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și împreună cu Ion Manole, președintele Asociației Promolex. Domnule Cimbriciuc, vreau pe dumneavoastră să vă întreb ce le-ați răspunde celor cetățeni care nu mai au nicio încredere în rezultatul acestor vizite și documentele semnate? Cu siguranță locuitorii acestei regiuni, care o numim regiunea de securitate, și aceste localități care se află în sub jurisdicția Republicii Moldova au perfectă dreptate, fiindcă cunosc situația cu care se confruntă deși. Eu aș menționa faptul că, într-adevăr, acolo trăiesc patrioții acestei națiuni care au reușit să se mențină pe o perioadă de peste 20 de ani de a sta și în fața provocărilor la care au fost supuși, deci dânșii au rezistat și încă o dată ne-au demonstrat că dânșii nu și-au dorit o altă țară așa presupusă RMN, cu litere mici. Dânșii au menținut situația și au solicitat și au dorit ca Republica Moldova să fie un stat integru. De ce eu, prin ceea ce spun oamenii de rând, sunt absolut de acord cu dânșii, fiindcă dânșii cunosc situația acolo pe loc, acolo unde trăiesc. Acești oameni se confruntă cu probleme
serioase. Deci acele provocări care zi de zi îi pasc, îi urmăresc și până la urmă sunt supuse familiile dânșilor, presiunilor, serviciilor secrete, speciale, ale transnistrenilor, a altor servicii de securitate care sunt pe teritoriul acelui teritoriu necontrolat de autoritățile Republicii Moldova, Este clar că oamenii au probleme și problemele respective dânșii așteaptă un ajutor de la autoritățile centrale a Republicii Moldova. Domnule Manole, dumneavoastră credeți în efectul acestor vizite, întâlniri, negocieri? Evident, orice întâlnire ne dă o speranță. Am sperat, încă mai sperăm ca aceste întâlniri să aducă o îmbunătățire a situației, o schimbare, dacă doriți, în bine, atât pentru, în general, pentru statul Republica Moldova, dar cât și pentru fiecare locuitor, în special al zonei de securitate. Zona de securitate este, conform acordului Moldo-Rus din 1992, o fâșie, dacă putem spune, a teritoriului de o parte și de alta a râului Nistru, în care sunt incluse localitățile de pe malurile Nistrului, de la Râbnița până la Slobozie în vale, în jos. Monitorizați de mai mulți ani situația, așa, în special este, a drepturilor omului din această fâșie de securitate. S-a schimbat ceva de la vizitele de acum 5-7 ani și cele de actuale? Din păcate nu avem schimbări. Am văzut că inclusiv dacă ne referim la noile posturi instalate de către regimul deja sub regimul lui Șefciuc, da? Deci din 2012, de la începutul anului, acele posturi noi care au fost instalate la sfârșitul anului trecut la Pohrebea, la hidrocentrala de la Dubăsari, Corjova, într-o localitate, nu-mi amintesc acum care... O să vorbim despre aceste posturi în mod special în această seară, dar vreau să vă reamintesc că la scurt timp, după întrevederile dintre premierul Vlad Filat și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, ultimul a emis o decizie prin care impune niște taxe pentru mărfurile aduse de pe malul drept, pe malul stâng. Să vedem despre ce este vorba. Agenții economici din Republica Moldova care au afaceri în regiunea transnistreană vor fi impozitați. O hotărâre în acest sens a fost semnată de liderul regiunii transnistrene, Evgeni Șefciuc. În document se arată că agenții economici care introduc mărfuri în stânga Nistrului vor achita taxe suplimentare. În situația creată vor fi supuse taxării suplimentare mărfurile purtătoare de acciz. Conform ordinului numărul 645 despre stabilirea impozitelor vamale speciale, care a fost plasat și pe site-ul liderului de la Tiraspol, taxele sunt stabilite până la finele anului 2012. În timp ce unii lideri de la Chișinău s-au arătat surprinși de decizia liderului de la Tiraspol, gestul lasă loc pentru mai multe întrebări. Ne-am putea oare aștepta că din 2013 pot fi impuse și mai multe taxe pentru mărfurile moldovenești? Este acesta un semnal al lui Șefciuc pentru Chișinău, o grijă pentru producătorii din stânga Nistrului sau doar o metodă de a completa bugetul regiunii? Acest document a intrat deja în vigoare și vom vedea mai târziu care vor urma și reacțiile agenților economici care au dus până acum mărfuri pe malul stâng. Urmează acum să aflăm opinia dumneavoastră, bineînțeles personală, vis-a-vis de acest gest al lui Șefciuc. Cum credeți, este într-adevăr o grijă de producătorii din regiunea din stânga Nistrului, așa cum scrie în acel document, sau este un semnal pentru Chișinău vis-a-vis de unele speranțe pe care le-a avut poate Șefciuc și nu a urmat? Eu aș comenta decizia liderului presupusei țări transnistrene, Evgeni Șefciuc, ținând de fapt de modul de comportament a dânsului, fiindcă era foarte bine că atunci când s-a întâlnit cu prim-ministru Vlad Filat, fiindcă această decizie dânsul a semnat-o dimineața, înainte de a se întâlni aici la Chișinău, și era foarte colegial și politic să fie anunțată conducerea guvernului. Uite, domnul prim-ministru, am primit o decizie, cum vă uitați dumneavoastră la acest lucru? Am văzut și aici acel PR politic a unui lider, fiindcă este un PR foarte ieftin. Din această decizie a
conducerii transnistrene au de pierdut cetățenii ambelor maluri, fiindcă cetățenii noștri, agenții economici, au o bună colaborare. Deci noi cunoaștem acele facilități pe care guvernul le întreprinde față de agenții economici și de pe un mal și de pe altul. Noi nu facem comparare că, uite, ăștia sunt noștri, ăsta nu sunt noștri. Deci le dăm posibilitate egale și totodată și facilităm pe cei agenți economici care vin din partea transnistreană. Eu consider că Transnistria iarăși a jucat un joc străin ca să se mai impună odată Republicii Moldova, cuite, noi suntem un stat, noi suntem cei care suntem de la Transnistria, ținând cont de faptul că dânsul a și dat așa pentru o glumă că datoriile le plătesc numai elașii, fricoșii și lucrurile astea așa... Și nici putem aspira la prețuri la gaze. Și nici nu putem aspira la prețuri la gaze. Deci dânsii joacă un joc a Federației Ruse ca să ne mai pui pe noi la o încercare, dar vreau cu siguranță să vă încredințez pe toți cetățenii că acest lucru va fi foarte urât din partea administrației, fiindcă dânșii vor avea cei care au de suferit. Dar eu consider că Transnistria deja au unele probleme în aspectul financiar. Deci noi am văzut ultimele deplasări al lui Șefciuc și cu luări de cuvânt în Duma Federației Ruse, cu a arătat jalnic, cu mâna întinsă, cu fel de fel de plângeri, cu fel de fel de neîncredere. Deci noi am văzut o slăbiciune a acestui lider. Și consider că dânșii deja își fac o platformă pentru a se menține economic această țară care... Domnule Manole, cum credeți dumneavoastră? Este o măsură în lipsa susținerii financiare de la Moscova pentru regiunea asta transnistreană? Sau și în general, documentul este semnat și aceste taxe sunt în vigoare până la sfârșitul acestui an? Putem să ne așteptăm și la anul să avem acele taxe impuse? Urmează să vedem ce se întâmplă, însă cu siguranță gestul lui Șefciuc nu este altceva decât un pas înapoi în acea presupusă deschidere care a avut loc după 1 ianuarie 2012. În primul rând trebuie să vorbim despre faptul că este un pas înapoi în acea încredere, presupusă încredere, măsurile. Vedem tot mai mulți bani, tot mai multe proiecte, tot mai multe declarații, acțiuni în direcția sporirii măsurilor de încredere. Vedem că, după cum menționați și dumneavoastră, nu există acea încredere, chiar dacă ne întâlnim, discutăm una, dar în realitate se întâmplă cu totul altceva. Spuneam și despre prezența posturilor, care de fapt sunt încă câteva posturi ilegale. Și iarăși toată lumea a trecut cu vedere, ele au rămas, tactica, strategia Tiraspolului rămâne aceeași, fac doi pași înapoi, în caz că e nevoie, în caz că Chișinăul este capabil și insistă și încearcă să condiționeze cumva mersul anumitor lucruri, atunci ei cedează doar un pas, dar oricum rămân cu un pas înainte. Deși inițial se părea că începeau să se miște lucrurile spre bine. Dacă sincer, nu am avut niciodată încredere în acea aparență de care vorbiți dumneavoastră, dar eram și eu ca orice cetățean dornic și încrezător că totuși lucrurile merg spre bine. Din păcate, nu a fost așa. Aceasta am vrut să auzim vis-a-vis de decizia lui Șefciuc. Vă reamintesc că am promis la începutul emisiunii să vorbim despre problemele locuitorilor și acelor localități din zona de securitate, nu despre vizitele oficiale, și vreau să vă spun că la câteva luni de la protestele care au avut loc pe podul de lângă Vadul lui Vodă, după ce a fost împușcat acel tânăr, Vadim Pisar, din Pârâta, autoritățile locale de acolo, din satele cele mai afectate de această problemă, se întâlnesc sistematic ca să găsească ei singuri soluții la problemele cu care se confruntă ei zi de zi. Și vreau să vă spun că echipa noastră este permanent acolo. Este o echipă care monitorizează, reflectă evenimentele din regiune și am văzut de fiecare dată că atunci când ei încep aceste întâlniri sau când, în primul rând, întrebările lor rămân fără un răspuns de fiecare dată. Ei se întâlnesc, se întreabă, se despart, iarăși se întâlnesc și de fiecare dată se anunță că am invitat pe domnul X și Y de la Parlament, de la guvern, de la birou, de la nu știu unde încă, dar nu a venit.
foarte rar se duc politicienii pe acolo. Poate mai des vor merge în ajun de campanii electorale. Vreau doar să vă spun că la o asemenea întâlnire recentă, unde au participat și experți de la Institutul de Politici Publice și Asociația de Politică Externă și alți experți, un primar, primarul satului Pârâta, spunea că de 20 de ani se tot întreabă să găsească un răspuns la mai multe întrebări. Să vedem întâi ce răspuns cere el de la autorități. Este vama care a trecut mesul între însă acum, la Pârâta, eu de la Pârâta. Ea contravine articolul 5 din acordul din 92. Categoric contravine. Articolul 5 presupune că părțile neîntârziat vor asigura circulația liberă a persoanelor, mărfurilor și serviciilor. Acordul din 92 este încălcat brutal din 92. De cum e încălcat de Republica Moldova, așa? Inclusiv. De statul Republica Moldova, care nu mai depinde el de Rusia, de Ucraina, de America, de altul, de a scoate vama și de pune un post, a să fie un post mobil. Să fie azi la Vadul lui Vod, mâine la Chișinău, cu mâine la sub Băsar. Adică nu cumva vreți să spuneți că și vama și moldoveni vă jupoie? Dar cum credeți dumneavoastră? Cum credeți dumneavoastră? Este toți de... Toți noi suntem de la aceleași mame când a făcut. E sistemul, ca să zicem, și e de la Moldova, și e de la Transnistria. Eu cred că dacă noi mergem de la Briceni, ori de la Ocnița până la Comrat, nici pe mine, nici dumneavoastră, n-o să mă oprească nimeni. Mergând de la Pârâta până la Chișinău, și intrând la Pârâta și venind la Chișinău, a să fiți opriți de 10 ori, vă opriți cred că acum. Și să vă opriți când ați vă duceți și vezi, fiind și noi și dumneavoastră cetățenii Republicii Moldova. De ce? Eu, ca cetățean al Republicii Moldova, nu am dreptul să merg liber, dar altul de malul drept are dreptul să merge liber, tot malul drept. Ce deosebire este între noi doi? Orice deosebire este între cetățenii noștri care iese din satele noastre cu o geantă de căstraveți, cu geantă de roșii, care trebuie să fie opriți la vamă, să ceară certificat de proveniența mărfii și să bată joc care și cum poate și la 3 de noapte și la 4 de noapte. Eu înțeleg contrabanda, dar contrabanda putem să o oprim și după podul la Vadul lui Vod. Tot pe cel pod iese, da? Nu au alte ieșiri, tot pe podul la Vadul lui Vod poate să iasă. Nu știu dacă mai este într-o țară, vamă în mijlocul țării. Ori pe zâmă ies 3 sate care suntem sub jurisdicția Moldovei. Am auzit și opinia politologului Oazu Nantoi, dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Domnule Cimbriciuc, reprezentați comisia care răspunde și de asigurarea ordinii publice și securității circulației rutiere, de împuternicirile autorităților, inclusiv și locale, vis-a-vis de paza frontierei de stat, dacă este vorba și dacă e cazul. Ce răspuns aveți pentru acest primar din satul Pârâtă? Până când va fi această vamă acolo și ați auzit că el a dat de înțeles că și vame și moldoveni au de cerut ceva de la ei. Este foarte grav ceea ce am auzit. Deci noi vedem aici, încă o dată constatăm faptul că se încalcă normele și acele acorduri care au fost stabilite de la bun început între chiar și în acea comisie de reglementare a conflictului înghețat, al spunem în formula respectivă. Deci eu consider că aici sunt încălcate drepturile cetățenilor încă o dată prin supunerea sau impunerea cetățenilor de a trece și această vamă care practic, la părerea mea, și este părerea mea, ea este deprisos acolo. Deci acest lucru va fi încă o dată sesizat Guvernul Republicii Moldova, care controlează sau este sub ordinea Ministerul Finanțelor Vama și să vedem cum putem rezolva. Eu cred că deci apar problemele celor de la Transnistria ca să ne impună nouă diferite taxe. Cred că este un semnal la cetățenilor care trebuie să luăm act de acest lucru și cât mai urgent să intervenim în soluționarea acestei probleme. Ei au cerut să fie lichidate mai multe posturi atunci în ianuarie, când au protestat și li s-a promis lucrul acesta. Obrăznicia transnistenilor este aceea că atunci când noi scoatem aceste posturi, dânșii începe a înainta, înțelegeți, de a provoca Republica Moldova de a intra într-un conflict pe care dânșii își îl doresc mai departe, fiindcă să ne țină în suspansul ăsta de tensiune. Eu consider că asta este o problemă, pur și simplu din punct de vedere a securității. De aceea eu cred că acest
puncte sunt nevoite ca să stea acolo, de a ține piept și de a acorda un ajutor cetățenilor care au nevoie de ajutorul țării, de ajutorul guvernului, a Republicii, fiindcă aici apare problema oamenilor, dânșii au nevoie de o securitate. Dar cum să comentăm situația în care primarul semnalează că și vami și moldoveni ar percepe niște plăți de la ei, de la cetățenii de acolo? Eu am spus, este ieșit din comun. Acest lucru este nou pentru mine, care eu îl cunosc acum de la domnul primar. Eu consider că trebuie să intervenim să vedem unde se încalcă legea Republicii Moldova. Problema locuitorilor din aceste câteva localități din stânga Nistrului aflate sub controlul autorităților constituționale nu este una nouă, este una destul de veche. Încă în 2007-2008 am cerut guvernului și autorităților constituționale să intervină pentru apărarea acestor oameni. Din păcate nu am fost auziți, din păcate s-a respins orice propunere, orice discuție pe această temă. Din considerentul că aceasta nu este o vamă în adevăratul ei sens, dar este o vamă internă. Ori putem spune cu siguranță locuitorii acestor localități, Pârâta, Dorotskaya, Coșnița și Pohrebea, sunt cetățeni discriminați de ambele, sau în primul rând de autoritățile constituționale. Păi și se întreabă, după cum spunea și domnul primar, dacă el ar veni cu automobilul său propriu, încărcat cu anumite produse din gospodăria sa, de la Dorotskaya până la Chișinău, atunci el trebuie să prezinte anumite informații, certificate, documente suplimentare, trebuie să le ceară de la primărie, deci este o birocrație în plus. Plus este un control suplimentar umilitor pentru acești oameni. Pe când, în raport cu alți locuitori, ei, după cum spuneam, sunt discriminați. Și dacă eu vin de la Comrat sau de la Cahul cu aceleași produse, deci, într-adevăr, nu sunt obținut absolut de nimeni. Problema există, problema trebuie reluată, trebuie din nou să se discute. Este regretabil că locuitorii din stânga Nistrului discută doar la ei în interior și nu vor ca această problemă să fie dezbătută la nivel național, aici în centru, la Chișinău, în primul rând. Ba da, ei vor, ei nu au posibilități să vină la Chișinău, dar ei, când se întâlnesc, ei cheamă politicienii, cheamă demnitarii de stat la aceste întâlniri. Organizația noastră este destul de activă în această regiune. În ultimul timp nu prea am primit solicitări de acest gen. Deci ei nu cheamă organizațiile, societatea civilă, care atunci chiar își face treaba. Atunci când au avut probleme în 2004 cu terenurile agricole la traseul Râbneța-Tiraspol, am venit, am depus după aceasta, i-am ajutat să depună la Curtea Europeană foarte multe plângeri împotriva încălcării drepturilor lor. Până în momentul de față încă nu avem rezultate de la Curtea Europeană, dar suntem în așteptare, pentru că cunoaștem la Strasburg, într-adevăr, este o nevoie de o perioadă mult mai îndelungată pentru examinarea acestor dosare. Deci, vă propun să vedem și pretențiile agricultorilor și agenților economici de acolo vis-a-vis de aceste posturi și nu numai. Pentru că, dar precizez că ei, la momentul înregistrării, încă nu știau despre acest impozit. Mai multe ori ne-am adresat la autoritățile centrale cu o întrebare de liberă circulație mărfilor, ceea ce este semnat și ar trebui să fie ca agenți economici cu cei Molovata, dacă Dorotskaya, Coșnița, încă e vama moldovenească, care va întrebări hotărăsc atunci cu cei Molovata, e vama transnistreană. De multe ori ne-am adresat întrebare cu transportarea, dacă ne ocupăm, suntem în agricultură, cerealelor. Terenurile se socot practic cu cerii unicul sat, care e cel mai defavorizat în situația dată. 97% de teren se află după traseul Râmnița-Tiraspol, practic noi nu avem teren, care în fiecare an primim o permisiune vremelnică pe un an de zile, că avem voie la accesul terenului dat. Ceea ce ne limitează de a face careva de investiții, de a se face o ocupație normală în agricultură, plantarele vezilor, viilor, procurarea tehnicii performante și multe, multe, pentru că neavând siguranță pe 10 ani înainte că vei avea posibilitatea de a activa, nu poți să iei credit, nu poți să faci nimic. Aici noi suntem închiși practic. Toată marfa de pe câmpuri, dacă de pe câmp o ducem la Chișinău,
avem permisiune trece prin vamă, ceea ce de pe câmp se duce în sat la prelucrare, la depozitare, că nu avem tot timpul posibilitatea cu transportul de pe câmp să plecăm la Chișinău. Deja e interzis de plecat prin vamă Transnistreană. Ne folosim numai de bacul plătitor, care ne duce la cheltuiele suplimentare. Ne-am adresat întrebarea de ce tranzitul dat pentru aceste două sate totuși nu poate fi hotărât la un nivel mai înalt. Văd că metalul uzat se hotărăște, toți agenții economici transnistrieni cu transportul auto și la România pleacă cu cerealele, dar noi cu cerem olovată stăm închiși, nimeni nu se ocupă de noi. La nivel chiar cineva din Ministerul Culturii a spus, dar nu vă temeți dumneavoastră că banii investiți în gospodării dumneavoastră vor rămâne transnistrieni. Ce să facem noi? Iată ce pe noi ne frământă. Domnule Cimbriciuc, ați discutat vreodată, vreo petiție de la, din aceste localități la comisia pe care o reprezentați? În numele meu nicio petiție, nici o sesizare a cetățenilor din regiunea, de zona de securitate nu a venit. Nu am avut această posibilitate. Eu personal am avut vreo 3 deplasări timp de 2 luni de zile în regiunea respectivă, dar ajungem până la Dubăsare, acolo unde este controlată de competența de autoritățile administrației locale și a Chișinăului. Ce ține ca să ne deplasăm în cealaltă parte, vreau să vă spun că deși au o listă neagră, unii, inclusiv toți deputații, sunt incluși în această listă, unii nu avem dreptul și nu ni se permite ca să mergem în localitățile controlate de autoritățile Republicii Moldova, în cealaltă parte. Am înțeles. Este cum să facem ca să ajungă pe agenda politicienilor aceste probleme, care de zeci de ani tot le auzim, doar sub formă de întrebări? Cum să le aducem pe masa deputatului Cimbriciuc? Deci, cetățenii, ceea ce spun că au comunicare cu Ministerul Agriculturii și primesc niște răspunsuri. Răspunsul respectiv care nu îl satisface pe acest cetățean, că uite, Ministerul nu mi-a dat acel răspuns pe care eu îl aștept. Dânsul este în drept cu acest răspuns, o copie a acestui răspuns, să-l trimită în adresa unui deputat din Parlamentul Republicii Moldova, fiindcă pe agenda parlamentară noi aceste lucruri le punem în discuții. Și totodată facem aceste autosesizări, totodată invităm acești miniștri, totodată facem acele îndreptări și recomandări guvernului și totodată ne implicăm în ajustarea legislativă de a aduce în concordanță ceea ce doresc cu oamenii de acolo. Deci oamenii sunt permanent, cred că, într-o comunicare cu acest grup de reglementare a acestui conflict, dar niciodată nu ajunge pe masa deputaților în Parlamentul Republicii Moldova de a interveni în soluționarea unor probleme. Personal, nu știu, poate colegii mei din Parlament au astfel de sesizări, eu nu am avut niciuna. Este emisiunea aceasta un motiv pentru dumneavoastră să vă autosesizați pentru a cere socoteală? De ce nu? Exact, pentru că pe cazuri în parte. Rămân și exact, vor rămâne. Vă dați seama câte puncte electorale, ca să zic așa mai brutal, câte voturi de încredere ar câștiga acel partid sau acei politicieni care ar merge și ar soluționa una, două probleme din astea? Personal am dorit să trec, să vină la cetățenii respectiv cu colegii mei din fracțiune, dar am fost întorși înapoi. Asta este o problemă. Deci comunicarea noastră politică cu acei cetățeni este blocată de autoritățile unde nu ne este asigurată și securitatea, fiindcă lucrurile astea noi le cunoaștem toate. Nu, la cocieri puteți ajunge cu ajutorul bacului, pe la Mălăvat. Cum a zis nu, și... Da, acolo eu spun acolo... de o localitate, dar de celălalt acolo... sunt întrebări. Eu cred că lipsa unor plângeri către deputați, către Guvernul Republicii Moldova, nu denotă altceva decât lipsa încrederii localnicilor din aceste sate către autoritățile constituționale. Deci pe parcursul 20 de ani ei au obosit să se plângă, au obosit să aștepte și respectiv ei nu mai au nicio speranță în autoritățile constituționale. Din păcate trebuie să recunoaștem acest lucru. Hai să vă citez unul din răspunsurile oficiale pe care l-a primit o persoană care s-a confruntat de aceste probleme. Nu o să-i dăm numele, dar este un răspuns oficial de la Procuratura Generală.
Vă aducem la cunoștință că în prezent autoritățile Republicii Moldova, inclusiv Procuratura Generală, nu dispun de un cadru normativ legal care ar permite exercitarea atribuțiilor de control și supraveghere a activității organelor autoproclamate Republici Nistrene. O întrebare, când a fost expirat? În 2012? Acum câțiva ani. Dar acestea sunt răspunsurile șablon. Exact. Eu sunt sigură că și azi sunt cetățeni care au asemenea răspunsuri acasă. Până nu demult, Procuratura Generală trimitea exact acest răspuns. După ce am atacat Republica Moldova, putem spune că am atacat-o, pentru că deja obosisem și noi să primim asemenea răspunsuri. La Curtea Europeană, Procuratura și-a schimbat într-un alt mod răspunsurile. Deci au alte șabloane, putem spune. Diferă? Puțin diferă. Deci s-au schimbat ceva foarte puțin lucrurile. Asta înseamnă că, de fapt, anume aceasta este calea corectă. Dacă continuăm să ne plângem doar în fața camerelor de vedere sau venim doar la primar și ne plângem primarului, domn primar, ce să facem, cum să facem, ne plângem unul la altuia pe umer, nu rezolvăm nimic. Deci există cale legală, trebuie să utilizăm mijloacele juridice și doar atunci avem anumite șanse să schimbăm ceva. Ne-am luptat și ne luptăm foarte mult cu procuratura ca să întreprind anumite acțiuni. Din păcate, încă este foarte, foarte slabă. Dacă poliția în teren nu acționează atunci când persoanele sunt sequestrate și inclusiv arestate. Răspunsul de care vorbea domnul Nirca din Cocieri, inclusiv răspunsul funcționarului respectiv. De la Ministerul Agriculturii. El nu a fost unul oficial. El a menționat că deci, s-a spus în față. Că... Dar inclusiv acest răspuns al oficialului sau funcționarului, da, de la minister, denotă un singur lucru. Guvernul Republicii Moldova încă după 21 de ani, după acel război, după acea divizare sau ruperea teritoriului, nu are o strategie. Deci dacă mergeți într-o instituție guvernamentală și întrebați ce fac ei, cum fac ei pentru cetățenii și locuitorii din stânga Nistrului, veți primi un răspuns, iar dacă mergeți în altă instituție a statului, veți primi cu totul alt răspuns, altă opinie, altă abordare și tot așa. Deci nu există o strategie unică, nu există o viziune unică și toți sunt haotici, nimeni nu știe ce are de făcut. De avem o abordare primitivă. Și oamenii rămân nostatici după 21 de ani, nu știu ce să facă, își iau lumea în cap și pleacă din Republica Moldova. Asta este unica șansă. Sau merg la Curtea Europeană și așteaptă acolo câte 7, 8, 10 ani de zile pentru o decizie. Bine, dar cum se întâmplă că pentru rechinii mari din business, a spus-o și primarul, agentul economic care a vorbit, se găsesc soluții? Undeva au loc aceste negocieri? Cred că după culise sunt aceste discuții, aceste negocieri, interese de afaceri meschine, aș spune chiar și dubioase, ceea ce a vorbit cu Metalul. Într-adevăr, noi urmărim în fiecare seară, în fiecare zi, toate camioanele cum pleacă în direcția respectivă. Iar își dăm o lipsă autorităților responsabile, acelor instituții care se fac vinovat de acest caz. Inclusiv și cea procuratură, fiindcă noi acum discutăm reformarea acestei instituții, fiindcă ar fi normal să începem de acolo, fiindcă procuratura este cel organ care gestionează și este în controlul actelor legale întreprinse de alte instituții. Ministerul de Interne, VAMA și până la urmă gestionează și controlează această urmărire penală sau urmărire contravențională este procuratura. Deci noi vedem și din răspunsul acestei instituții că oamenii nu au încredere în instituțiile statului. Dar până la urmă eu sunt ferm convins că acest moment cu care se confruntă și răbdarea acestor oameni totuna va reveni la normalitate, fiindcă acele întâlniri care practic de 20 de ani noi nu am avut aceste întâlniri la nivel de conducere, spunem așa, a acelui teritoriu cu conducerea legală a Republicii Moldova, vedem că aceste lucruri deja au un pas cât de cât. Și dacă spunem de strategii, Republica Moldova a elaborat acele strategii, dar nu ne uităm că strategiile noastre sunt contraatacate de regiunea transnistreană, iarăși prin diferite de a duce cu tot în altă direcție acele strategii pe care le primește Republica Moldova. Și acest lucru nu este întâmplător. Eu mă referam la strategia în cadrul instituțiilor guvernamentale. O strategie deci, comună de abordare. Atunci când departamentul VAMAL al Republicii Moldova obligă un cetățean din Pârâta sau din Coșnița să întocmească
să completeze o declarație vamală, venind de acasă spre capitală, mie mi se pare rușinos și revoltător. Da. Deci și acolo era, chiar avem, vă pot aduce dacă nu mă credeți, avem o astfel de declarație în care scrie: eu, cetățeanul X, merg din Republica Moldova în Republica Moldova. Deci cred că este o situație anecdotică și aceste dosare sunt la Curtea Europeană. Cred că judecătorii Curții Europene, când vor vedea așa ceva, cel puțin vor râde, deci este într-adevăr o situație anecdotică. Și nu avem de câștigat. Mie, ca cetățean al acestei țări, îmi este rușine să văd astfel de comportament și mentalitate în rândul funcționarilor publici care au banii, primesc banii din impozitele pe care le plătesc inclusiv oamenii din Dorotskaya. Deci ele sunt îndreptate oricum împotriva cetățeanului care și așa are de suferit. Așa este. Și în plus la asta, autoritățile din stânga Nistrului vin cu diverse oferte care, o să auziți în continuare, semnalează și autoritățile locale și agenții economici de acolo. Și gazificarea la prețuri mai mici, pensiile mai mari și alte oferte care vin de la Tiraspol fac ca statul Republica Moldova să mai pierde niște cetățeni, pentru că li se propune în schimb să-și ia cetățenie transnistreană, niște terenuri și chiar niște localități, pentru că acum, chiar la aceeași întâlnire, oamenii au semnalat că un sat din comuna Cocieri acum chiar a primit o asemenea ofertă și primarul a examinat o asemenea scrisoare. Iarăși nu este nimic nou sub soare, pentru că această strategie Tiraspolul, de fapt Moscova o aplică de mulți ani, acum pur și simplu această strategie dă roade. De asta spuneam că Chișinău, de fapt, nu are nicio strategie. El merge așa, ca... Eu cum bate aș mai vântul? Menționa, fiindcă aceste puncte dorim, noi nu dorim, de dânsle noi avem nevoie, fiindcă este un filtru pentru acele grupări care, practic, noi am urmărit și ați fost martori atunci când am văzut uraniu trecut din partea transnistreană în Republica Moldova, armament ilegal care se vinde pe teritoriul Republicii, droguri, trafic de ființe umane, lucrurile astea noi avem nevoie să le verificăm. Dar s-ar putea exclude pentru cetățeanul din satul de acolo, eu vorbesc la general, fiindcă este o trecere care practic ea trebuie verificată, dar totodată de cetățenii localnici care sunt acolo, eu îmi dau seama că un vamiș care îl aduce de la Soroca sau de la Cahul și îl pune acolo, el nu cunoaște oamenii în față de acolo și apare problema asta între cetățeni și organele abilitate care stau la cele puncte de control. Aici noi avem, adică, acel mecanism care practic eu îl consider neperfect, încă oamenii nu cunosc lucrurile. Această vamă internă nu se află la hotarul țării, este în interiorul țării. Deci această vamă nici măcar nu este lângă posturile separatiștilor. Contrabanda poate avea loc și dincolo. Ea este între localitatea Coșnița Părâta și Vadul Vodă. Deci imediat ce treci Vadul Vodă, trebuie să treci printr-o vamă internă, dacă mergi spre Dorotskaya. Nu ai în față posturile ale structurilor de la Tiraspol. Și, deci, aceste patru localități se află între două posturi. Posturile de la Chișinău și posturile de la Tiraspol. Deci ei sunt practic înconjurați. Noi văzut sunt... și satele noastre care sunt în jurisdicția Republicii Moldova, deci sunt uneori vizitate de cei din Transnistria. Fiindcă în timpul alegerilor, în timpul unor măsuri, noi vedem care sunt intervențiile serviciilor dânșilor care încep a face niște presiuni asupra cetățenilor. Și aici se implementează acele persoane meschine care practic provoacă toată situația între aceste două maluri. Dacă vorbim de această situație, deci trebuie să spunem că, de fapt, ei sunt cetățeni ai Republicii Moldova și, de exact, fapt, au dreptul să circule liber, inclusiv cei care lucrează pentru regimul de la Tiraspol. Da, dar... Deci ei sunt liberi. Aici este cu totul altă situație. Și această circulație poate și trebuie controlată, dar nestingerit pentru cetățeni, cel puțin din zona imediat apropiată, pentru că este chiar caragios să mergi cu niște roșii și niște produse alimentare și să scrii declarații sau... Da. Vedeți, pe de o parte, autoritățile noastre spun că nu avem control asupra acelui teritoriu, că nu putem să facem față unor provocări, că ne temem de unele provocări pe care le face Tiraspol, dar în același timp, autoritățile sau unele persoane din cadrul unor instituții guvernamentale colaborează cu acești indivizi. De exemplu, avem cazuri în care poliția constituțională transmite, pentru că nu poate
legal să o facă, da? Dar transmite ilegal persoane, cetățenii Republicii Moldova, din dreapta Nistrului spre cei din stânga Nistrului. Deci, pe de o parte, nu putem să-l eliberăm pe ursul. Am văzut astăzi, domnul Filat s-a întâlnit cu familia lui, polițistul lui arestat de către cei de la Tiraspol. Dar pe de altă parte spunem că nu putem să-l eliberăm pe ursul, dar pe de altă parte noi colaborăm cu și transmitem persoane regimului de la Tiraspol. Deci, iarăși, încă o dată, acest lucru demonstrează că nu avem o strategie, nu avem o politică internă clară și toți funcționarii pe care toți funcționarii ar urma-o. De multe ori această transmitere au loc la nivel local, nu neapărat, deci, și neoficial. Neoficial. Pentru că oficial ar însemna pușcărie pentru polițistul care face acest lucru. La Rezina a existat un caz când a asistat și polițistul de sector. Când a avem fost la Rezina, avem arestat. La Bender. Câte cazuri de astea aveți și dacă ați reușit să soluționați? Este greu acum să vă spun cât exact avem pe acest subiect, dar în total la Curtea Europeană avem circa 50 de dosare pe diverse încălcări ale drepturilor omului. Încercăm să acoperim, de exemplu, un subiect sau două subiecte pe o anumită situație ca să diversificăm problemele în fața Curții Europene. Considerăm că doar în fața Curții Europene, doar atunci când Curtea va emite o decizie, autoritățile vor înțelege care este problema. Până atunci ei nu prea vor să înțeleagă. La comisie sau din ce informația pe care o dețineți dumneavoastră, există asemenea cazuri pe care autoritățile au reușit, dacă nu să le soluționeze, cel puțin să miște lucrurile pentru un rezultat pozitiv? Aceste întrebări în comisia din care fac parte nu se pun în discuție, fiindcă noi când avem unele documentări pe cazul respectiv, invităm instituțiile care dețin această informație, în cazul dat SISU, Ministerul de Interne, alte instituții. Ce spune SISU? Reușesc să ajungă la o înțelegere astfel ca să-și ajute cetățenii? Nu doar colaborare. Dar... Eu în cadrul comisiei nu de o singură dată mi-am exprimat și poziția, fiindcă atunci când este o persoană, nu cred că în Chișinău nu sunt persoane care urmăresc și viața politică, care lucrează pentru alte servicii. Deci eu consider că cei de la SIS cunosc acest lucru foarte bine, sesizează conducerea țării, care sunt cei care sunt și responsabili de decizii politice, fiindcă aici este problemă. Eu nu cred că și sunt ferm convins că deținem informația la nivelul acestor instituții cât de cât, fiindcă aici sunt mai multe joci a sistemelor secrete care practic și pe o parte și pe alta lucrează și își fac meserie al dânșilor. Cei din Transnistria care noi cunoaștem FSB-ul lucrează foarte bine și pe teritoriul transnistrian și poate și la noi aici pe teritoriu. Deci consider că cei de la SIS, dânșii, noi avem o comunicare, deci acum așteptăm ca în timpul cel mai apropiat să fie numit șeful acestei instituții, fiindcă și acolo avem o întrebare care până la urmă trebuie fi rezolvată la propunerea președintelui țării. Deci sunt mai multe întrebări. Între timp, aceste cazuri tot continuă să aibă loc. Când ați avut ultimul caz? Deci rezultatele pe care le avem arată foarte clar că autoritățile nu-și fac bine treaba. Inclusiv putem spune că și SIS-ul nu-și face foarte bine treaba, pentru că cazurile, problemele continuă. Am văzut că, din 2007 am sesizat autoritățile despre problemele date, am elaborat un studiu, am trimis la Curtea Europeană 10 de dosare, iar problema rămâne, nimeni nu vrea și nu dorește să intervină pentru a rezolva problema dată. Vorbeam anterior despre riscul de a pierde încă niște teritorii și inclusiv și niște cetățeni în schimbul ofertelor pe care le propune Tiraspolul celor cetățeni din satele amplasate în zona de securitate. Hai să vedem despre ce este vorba și am să vă rog să le răspundeți oamenilor. Ce ar trebui ei să facă în această situație? Și întrebarea Vasilivka, a început acum gazificarea satului Vasilivka, care este parte componentă a comunei Cucieri, situată la 28 de kilometri cu Cieri, la granița cu Ucraina, unicul sat din fundul Transnistriei, care e cu Moldova.
și Transnistria le-a pus condiția care dorește să fie conectat la gaze naturale cu prețurile transnistriene, dar prețurile transnistriene și moldovenești sunt foarte diferite. Să primească cetățenie. Am citit scrisoarea, am ținut o mână care s-a adresat primarul comunii cu ceri la guvern, că este situația dată, ce să facem ca să pierdem statul acela, dar dacă pierdem statul Vasile pe Cuceriu, pierde terenurile agricole. Și unde guvernul a spus că sunt tarifele de Moldova Gaz întărite și vor fi conectați gospodarii la prețurile date. Cuceriu, o parte din situația care este pensionarii, se înregistrează la pensie și din Dorăscaia la Transnistria. Și Coșnița, pensia este mai mare și 2-3 ani înainte ca la... Și întrebarea dată tot nu interesează pe guvernatorii noștri, cu părere greu. Și pe acei băieți bravi care 92 la tarmă mână, pentru care am fost și eu, ne indignează faptul dat că suntem lăsați 20 de ani în valea soartei și vrem și noi să fim la același drepturi ca cei lanți cetățeni ai Republicii Moldova, dar nu se primește nică. Domnul Carpov, eu de pildă, aș crezut că prima întrebare a dumnealui e ca persoana care trebuie să ocupe cu întrebările date, ar trebui măcar o dată în săptămână să fie la Coșnița, cu cei. Nu am avut posibilitatea să am întâlnire cu dumnealui. Și sunt întrebările foarte complicate. Nu știu ce va fi, sperăm totuși an de an, sperăm că ceva se hotărâ. Dar din toate hotărârile care le știm și le vedem la televizor, facilități primește partea transnistreană. Ce să facă acest cetățen? Să accepte acea ofertă? Sau să mai aștepte? Dacă îmi permiteți, eu mi-am notat toate patru întrebări. Cel puțin patru întrebări mi-am notat și aș putea la fiecare să intervin. Într-adevăr, localitatea Vasilievka, iarăși nu este o problemă nouă. De foarte mult timp, acești oameni se luptă, încearcă, se zbat între două administrații, administrația constituțională și cea ilegală. Cunosc problema lor, din păcate, iarăși vedem că există indiferența autorităților față de problemele lor. Până la urmă, oamenii vor decide sau oamenii se vor hotărâi ce să facă și atunci cred că într-adevăr nu va fi în interesul național sau nu va fi în folosul autorităților constituționale decizia acestor oameni. Referitor la pensii, dar dacă revin la Vasilievka, de fapt, localitatea Vasilievka, după cum a menționat și domnul primar, se află la hotar cu Ucraina. De fapt, prin aceste terenuri pe care le au locuitorii din raionul Dubăsari, rup Transnistria, așa zisă Transnistria, în două. Deci, acum repet ce spunea cândva Nantoi, nu este puternică Rusia sau Tiraspolul, este slabă, este impotentă Republica Moldova, pentru că, de fapt, autoritățile constituționale au totul de partea lor, și dreptul internațional, și dreptul național, și cetățenii Republicii Moldova, care de fapt, încalcă Constituția și Codul Penal, care servesc un regim anticonstituțional. Și ei nu aplică nimic, nu sunt capabili să facă o strategie, să intervină, să aplice legea împotriva celor care o încalcă. În sensul direct, cum să aplici legea în situația în care apare o situație, o confruntare, exact, la modul serios? În primul rând, cum trebuie să o aplici? Ca să eviți sânge. Exact. În primul rând trebuie să evite orice confruntare directă, orice provocare, orice foc de armă și tot așa. Deci aici iarăși este nevoie de o strategie foarte inteligentă, dar în al doilea rând nu trebuie să facă abstracție de la aplicarea legii. Nu trebuie să discrimineze pe unii în raport cu alții. Deci dacă s-a săvârșit o crimă la Grigoriopol sau la Dubăsari, ea la fel trebuie cercetată așa cum se cercetează o crimă săvârșită la Ialoveni sau la Chișinău. Deci nu trebuie să se facă abstracție pentru că legea, Constituția și legea penală nu permite procurorilor sau autorităților să facă abstracție de la acest sau să nu investigheze acest, să nu cerceteze aceste fapte. Întrebarea 2. Pensiile. Este o problemă care, de fapt, voi spune ceva nou, care nu vă așteptați. Este o problemă pe care am studiat-o și la fel am venit cu o propunere către autorități. Autoritățile constituționale din nou discriminează
pensionarii, cetățenii Republicii Moldova, domiciliați în stânga Nistrului. De ce? Dacă eu locuiesc la, nu contează, Dubăsari, Kamianka, Slobozia, Tiraspol și dețin cetățenia Republicii Moldova, eu trebuie să beneficiez de aceleași drepturi ca și pensionarii care locuiesc în Rezina, Cahul, Orhei sau în altă parte. Ori Guvernul Republicii Moldova, probabil, intuiesc eu, da, pentru a, în scopul de a economisi niște bani la buget, scot în afara acestor servicii cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în stânga Nistrului. Sub argumentul că aceștia beneficiază din pensii din partea Transnistriei. Ori, Transnistria nu este recunoscută. Nu este adevărat? Deci asta Chișinău, recunoaștem? Chișinău recunoaște sau nu Transnistria? Nu. În acest caz, Chișinăul este obligat, de fapt, să achite pensii, indemnizații tuturor copiilor, cetățenii Republicii Moldova, din stânga Nistrului. Dar ele oricum nu sunt mai mari decât cele. Dacă, deci dacă vrea să le dea și Tiraspolul, nu contează. Dacă vrea să le dea și Tiraspolul niște pensii, niște bani, nu au decât să beneficieze oamenii și de pensiile de la Tiraspol sau niște bani de la Tiraspol. Dar Chișinăul este obligat. El încalcă legea și discriminează o parte din cetățenii săi atunci când nu le plătește pensiile. Situația cu pensia a fost semnalată și de alți jurnaliști și vreau să vă întreb dacă s-a discutat vreodată între, cel puțin între colegii dumneavoastră, despre cum se poate schimba această situație. Uitați, eu aș reveni la ceea ce spune colegul meu din studiu. Eu înțeleg, noi avem o divizare în țară, adică divizarea care practic s-a produs în 92 atunci când a fost un conflict armat. Dorim noi, nu dorim, este un teritoriu ocupat, care practic noi, autoritățile centrale a statului, Republica Moldova, nu au acces pe acest teritoriu. Deci, Republica Moldova ce nu-și dorește să-și plătească pensiile? Vreau să vă amintesc că există Constituție care, de fapt, nu are... Este încălcată Constituția Republicii Moldova. Unde scrie că regim, toți cetățenii pe teritoriul Republicii Moldova spuneți-mi, sunt... vă rog, dumneavoastră sunteți în locul autorităților și v-aș propune să vă duceți cu Ministerul Muncii să plătiți pensiile în Transnistria. Foarte corect. Deci nu în Transnistria. Dar de ce nu le poate nu plăti Consiliul Raional Dubăsari? Exact. Așa, din vină la, așa cum se întâmplă nu, noi cu alte vorbim servicii. Acum la general. Corect. De poți să meargă după pensie la Coșnița. Unde de locuitorii Transnistriei. Corect, deci, da. De zona de securitate. Clar. Nu. Vorbim despre deci acele sate care sunt în stânga Nistrului. Nu avem dreptul să-i discriminăm. Corect. Așa. Deci, la Varniță ar putea primi cei din Tiraspol, din Slobozia. La Rezina ar putea primi cei din Kamianka. Este nevoie și de acordul cetățeanilor care trăiește partea cealaltă. Trebuie să vină cu o cerere, trebuie să vină cu un demers, trebuie să vină cu o solicitare. Avem așa solicitări. Și guvernul și le respinge. Casa Națională de Securitate și le respinge. Noi avem decizie judecătorească prin care instanțele de judecată au refuzat unei mame cu 4 copii să-i plătească indemnizații. Deci este o crimă împotriva oamenilor. Împotriva propriilor cetățeni. Și acum, dacă îmi permiteți la întrebarea a treia, combatanții. De combatanți nici nu mai spun. Într-adevăr, este o problemă foarte gravă. Combatanții din aceste localități, practic, beneficiază doar în perioada când este 2 martie, începutul războiului sau cu anumite ocazii. În schimb, cei care sunt în Chișinău beneficiază de mai multe privilegii, ceea ce este iarăși o problemă care trebuie analizată. Ultimul aspect care a fost abordat de domnul primar este regretul lor că viceprim-ministru Karpov, care este pentru reintegrarea țării, trebuie să se ocupe de reintegrarea țării, nu a fost niciodată. Eu cred că este o problemă foarte gravă, că acest viceprim-ministru nu și-a permis, nu s-a gândit niciodată să meargă direct acolo. Și nu doar acolo. Eu trebuie să-i transmit un mesaj că el nu este în Ministerul de Externe. Și rolul lui nu este doar de a negocia. Rolul este de a cunoaște problemele, de a se întâlni cu oamenii și numai întâlnindu-se cu oamenii, dacă el ar fi participat la acea întâlnire, ar fi cunoscut problemele și i-ar fi venit anumite idei cum să rezolve probleme, inclusiv la masa de negocieri. Dar dacă el nu se întâlnește cu oamenii, nu merge în teritoriu, nu cunoaște problemele, ce fel de rezultate de la acele negocieri putem aștepta de la el? S-a mertare. Deci eu consider că domnul Karpuș face meseria, acele întâlniri care sunt efectuate de puterea legislativă
și puterea executivă, deci eu consider că sunt și meritele domnului Karpov. Ceea ce ține de reintegrarea regiunii, spunem, partea malului stâng cu drept, eu consider că aici nu este problema că noi nu ne dorim sau Tiraspol. Deci noi vedem acea influență a acelui imperiu rusesc care până la urmă ne pun toate aceste pedici. Noi nu dorim iarăși să ducem oamenii într-un conflict. Doamne ferește, desigur. Asta e Doamne ferește. Eu tot sunt veteran de război, am participat la acel război, am scris cărți pe cazuri concrete și cunosc foarte bine situația, cum s-a început acest război și știu cum el continuă și care sunt presiunile acestei zone. Noi ne dorim ca să integrăm țara, sigur, și sunt ferm convins că noi până la urmă vom reuși acest lucru să-l facem. Ceea ce ține de pensiile cetățenilor, este clar, este o neechitate socială. Când noi aici suntem dependenți de această sursă, dorim noi, nu dorim. Și ce că a spus-o clar, că fricoșii nu plătesc. Așa. Deci noi vedem gazul, dânsii nu plătesc. Audiune, adică a lăsat pentru pensionari unele facilități. Pensiile vin toate din ajutoarele umanitare care Federația Rusă pompează, fiindcă este un teritoriu strategic pentru dânsii. Nu atâta că le place lor de Moldova, dar dumneavoastră cunoașteți de politica pe care o duc marele putere a lumii. Și cred că noi am nimerit în această perioadă, în acest timp, pe acest loc pământesc care suntem noi aici în Republica Moldova, să trecem și aceste provocări. Eu consider că până la urmă acest lucru se va rezolva, dar rezolvarea trebuie neapărat prin discuție, prin negocieri, prin a ne comporta deja civilizat ca lumea europeană, lumea care este implicată direct în rezolvarea acestei probleme și ne cer chiar acest lucru ca să o facem cât mai diplomat și cât mai atent cu această grupare care s-a format acolo la Tiraspol. Noi am văzut toată politica lui Smirnov, ca până la urmă și am văzut și cel de lapidări de surse financiare din caznaua statului lor presupus. Și aceste lucruri, clar că oamenii văd, cetățenii văd acest lucru. Eu nu pun la îndoială că cetățenii din Transnistria, care practicau și pașapoarte românești deja, și cei care vorbesc limba rusă, care deja circulă, se duc în Europa, lucrează în țările europene, cei peste 4.000 de studenți. Ei care au libertatea să aleagă. Exact, deci ei văd acest lucru. Deci noi dorim ca nu politicienii, fiindcă politicienii sunt puși, sunt controlați de cele structuri întotdeauna ca Transnistria să se mențină. Dar atunci când va fi voința cetățeanilor, când el va vedea acea corelare care se întâmplă în Republica Moldova, care ne dorim și suntem un stat recunoscut, față ca să pui la comparație cu un stat nerecunoscut în lume. Cei peste 4.000 de studenți care își fac studiile la noi în Chișinău, din partea transnistreană. Dar ce facem cu ai noștri care stau acolo în Vasilevca și se gândesc să accepte oferta pentru gaz sau să rămână cu cetățenia Republicii Moldova? Pentru că este foarte dureros lucrul ăsta. Mesajul ar fi, fiindcă ca să recunoști o țară care nu există, să primești o cetățenie care nu există în lume, eu consider că oamenii deja, dacă 20 de ani nu au mers la niciun pas, deci au conștientizat. Oamenii au nevoie acum de o susținere a statului în domeniu dat, aista. Asta vreau să ținând cont de faptul că guvernul, parlamentul, deja au elaborat legi speciale pentru regiunile respective. Deci noi facem tot posibilul prin legi speciale, prin hotărâri de guvern, ca localitățile respective să se simte cât de cât într-un spațiu mai liber și totodată, vreau să spun, mai în atenția guvernului, fiindcă acolo facilitățile fiscale sunt cu totul altele. Pentru agenții economici se dau facilități de înregistrare, fără taxe, fără cei cu gazul, cu plata pentru gazificarea satelor. Au priorități prin proiecte implementate de guvern care se alocă mii și lor mii le s-a răspuns. Oamenii au zis că le s-a răspuns. Sunt prețurile stabilite de autoritățile de la Chișinău și atât.
Da, dar nu sunt prețurile care plătim noi aici la Chișinău. Deci sunt privilegiați. Da, cei din localitățile de acolo au într-adevăr anumite... Acolo sunt. Deci noi se face foarte mult pentru regiunile respective. Și nu poți, fiindcă și noi suntem dependenți de aceste dacă gaze. Dacă îmi permiteți, vreau și eu doar să fiu mai explicit la ceea ce am menționat anterior. Într-adevăr, faptul că spunem că legea trebuie aplicată nu înseamnă că pledăm pentru conflict armat sau pentru provocări. Doamne ferește, după cum am menționat. Dar, și într-adevăr, suntem doar pentru negocieri, doar pentru discuții și căutarea unor soluții pașnice. În același timp, eu îmi pun întrebarea întotdeauna în timpul în care, sau în momentul în care Karpov sau altcineva merge să discute cu cineva din formatul 5+2 sau în format deja cu regiunea transnistreană, direct, cu ce vine el? Ce vine el să negocieze? Ce negociază el? În opinia mea, dacă autoritățile ar avea zeci, sute de cazuri, dosare mă refer nu doar la dosare penale, da? Dar fiecare problemă documentată foarte bine într-un dosar, într-o mapă. Și dacă ar veni cu zeci, sute de dosare pe masă, altfel ar sta și altfel ar porni discuțiile inclusiv cu cei de la Tiraspol și inclusiv cu Moscova. Nu vă supărați, dar Rusia se comportă exact cum le permitem noi. Deci dacă Rusia își permite să financeze, dacă Rusia își permite să facă anumite încălcări ale dreptului internațional. Noi avem acord bilateral cu Federația Rusă, unde ea s-a obligat să nu susțină regimuri separatiste pe teritoriul nostru, iar noi, Moldova, ne-am obligat să nu susținem regimuri separatiste pe teritoriul Federației Rusie. Și ce face respectăm... Rusia dacă vine CEDO cu o hotărâre în acest sens? Păi încetul cu încetul vedem. Este obligată să plătească. De ce la noi și apare confuzul respectiv? Fiindcă plătește numai Republica Moldova pentru toate neregulile care se întâmplă în zona respectivă. Dar încă nu sunt cazuri, în afară de cazul Ilașco, care practic noi să provocăm, chiar să pornim procedura de a chema instanța europeană de judecată Federația Rusă, care se face și ea vinovată în foarte multe cazuri, concrete cazuri. Eu cred că guvernul trebuia să o facă de mult. Și este momentul, fiindcă dacă noi să implicăm și o să punem mecanismul respectiv, Rusia o dată, a doua, a treia, și lasă să plătească pentru toate încălcările și pentru toate nelegiuirile care se fac în regiunea respectivă. Că până la urmă, nu e Șevciuc sau altcineva în procesul dat implicat direct. Este în spatele căruia noi cunoaștem cine stă și stau la niveluri de Putin, Medvedev și toată elita Federației Până Rusă. Până atunci, rămâne că statul, care și el a spus-o și Ion Manole, nu își face treaba bine și cetățenii nu sunt destul de insistenți și Rusia mai vine cu ceea ce are de avut pentru Tiraspol ca să vină cu oferte speciale, să le zicem așa, pentru cetățenii care și pentru localitățile de acolo. Asta am înțeles. Ce poate garanta statul Republica Moldova la această etapă cetățenilor săi? Ce nu poate garanta, am înțeles din această emisiune, dar ce poate garanta la sigur cetățenilor din zona de securitate statul astăzi? Republica Moldova poate garanta acestor cetățeni dreptul constituțional, în primul și în primul rând, care noi vedem că pe unii șchiopătează, pe unii dânsul mai este cât de cât în perfectare, fiindcă și la noua lege supremă care ne-o propunem să facem modificări la Constituția Republicii Moldova, aici avem de muncit, dar împreună cu acei locuitori care cunosc în detaliu cam cum vedem noi mai departe rezolvarea problemei conflictului transnistrian. Ca până la urmă această Constituție să fie valabilă nu numai pentru zona de securitate, dar pe întregul teritoriu a țării și pe partea stângă și pe partea dreaptă a Nistrului. Ne dorim acest lucru, dar avem încă foarte mult de lucrat în cazul dat și în direcția respectivă. Până atunci, însă, cetățenii care locuiesc în localitățile din zona de securitate rămân să trăiască între realitate și punctele vamale sau de control de pe Nistru. Vă reamintesc că invitații emisiunii din această seară au fost Alexandru Cimbriciuc, deputat PLDM, vicepreședintele Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică și Ion Manole, președintele Asociației Promolex. Eu vă mulțumesc că ați găsit timp pentru emisiunea din această seară și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție. Sunt Angela Zaharova, rămâneți aici.